Tu ai dilemă aici între ce limbă vorbești, română sau moldovenească? În Anglia se vorbește engleză. Se spune limba engleză. În America tot se vorbește engleză. Nu spun că e limba americană, de exemplu. Ți-a fost greu să înveți română? Dacă vrei, poți. Cum îți par nunțile moldovenești? Fuduli. Tipic moldovenesc. Dar care mâncăruri tradiționale moldovenești îți plac? Pește cu mamăliguță. Cum vezi tu activitatea președintelui Igor Dodon? Șoare Nisrael, Plahanuc la Miami. Da unde miliardul? Mulți cetățeni ai Republicii Moldova, născuți aici și crescuți aici, nu au curajul să vorbească așa cum o faci tu. Cum se mai zice, Chizdon, Chicu, Zinaida și Dodon. Oameni buni, astăzi la mine invitat este Serge Mangole. Și spune el, este moldovean adevărat. Serge, salut! Salut! Spune, de ce te consideri moldovean adevărat? Pur și simplu, de când sunt în Republica Moldova, de un timp, tot ce este legat de tradiție moldovenească, tot ce e legat de obiceiuri, respect față de poporul, limba care o vorbesc, cred că nu e nicio diferență dintre mine și dumneavoastră sau restul populației Republicii Moldova. Apropo, vorbești foarte bine limba română, Vă dar foarte mulțumesc. bine știi și ce se întâmplă în politica din Republica Moldova. Înainte să începem interviul, am văzut că urmăreai o conferință de presă de-a lui Igor Dodon și vreau să te înțeleg, chiar te interesează politica de aici? Sunt foarte bine informat, urmăresc zilnic. Asta deja e un obicei sau nu știu cum pot să numesc asta. Nu ies dimineața din casă dacă nu mă uit la știrile sau să citesc ceva din noutăți. Tot ce se întâmplă în țară, sunt bine informat. Și așa cum a spus și dumneavoastră mai înainte, era interviu, un flash după Consiliul Suprem de Securitate care au avut președintele țării. Să vă zic Și că sunt bine informat. Dar apropo, cum vezi situația asta din Republica Moldova, politic vorbind, în prezent? Ești mulțumit, nemulțumit? Cu părere de rău și pandemia care ne-a surprins pe toți, asta deja e globală, dar v-a dat seama, dacă o țară e bine pregătită, poate ușor să treacă peste această situație. Cu părere de rău, poate neglijența dintr-o parte, poate cineva, mofturile care le-a avut, au făcut să ajungem unde suntem. Asta mă refer la, dacă luăm guvernul, cum se mai zice, Chizdon, Chicu, Zinaida și Dodon. Chizdon, se zice? Așa am înțeles din presă, nu, din site-uri de socializare, Chicu, Zinaida și Dodon. Chizdon, curios. Da. Știi ce înseamnă chizdon, de fapt? Deci este un cuvânt adaptat, să zicem așa. Da, din limbaj, să zic, de stat, Cam dar sună da. înjurătură. Nu e chiar înjurătură, dar Serge, ceva, da. vreau să trecem treptat fiecare etapă. Înțeleg că știi foarte bine ce se întâmplă în politica din Republica Moldova și despre asta neapărat o să discutăm, dar vreau să vorbim despre cum ai ajuns tu aici, pentru că ai trecut o etapă destul de îndelungată și de adaptare inclusiv. Ai venit inițial la studii, Da. la ULM în 2004. Tu ești din Republica Democratică Congo. Da. Spune un pic despre cum este viața la voi acolo și ce te-a determinat să admiți că trebuie să pleci în altă parte. Congo e o țară foarte mare. La moment avem peste 85 milioane populații, unde numai în capitala Kinshasa trăiesc peste 12 milioane. Vă dați seama, dacă Moldova aproximativ 3 milioane la moment, adică după statistică, dar plecări care sunt actuale în Moldova, nu știu dacă mai sunt 2 milioane. Deci, capitală, numai capitala Kinshasa, cu toată Republica,
Moldova este o diferență mare. Sunt născut într-o familie de 7 copii. Sunteți care... 4 frați și 3 surori. 4 frați, 3 surori. Eu sunt cel mai mare, Badea, să zic. Este, da? Deci acolo aveți și voi un cuvânt care înseamnă Badea? Se... Da, în limba noastră, Iaia. Iaia ca și cum Badea, dacă luăm în română, frate mai mare. Și la fel, la noi familii sunt foarte numeroase. În familia mamei s-au născut 12 copii, dintre care 2 bărbați și restul 10 sunt femei. Câte 2 gemeni au fost, bunelul a fost harnic, să zic eu. Din partea tatălui s-au născut 8, 3 bărbați și 5 fete. La noi deja 7. Deci familiile la voi acolo sunt numeroase. Sunt numeroase, da. În pofida faptul că se spune Africa e săracă, un altul, dar la noi copiii sunt bogații. Mai ales dacă ai mai multe fete, se consideră că ești bogat. Ah. Și pot să vă zic de ce, că la noi nu e ca în Moldova, vrei să te însori, v-ați înțeles, familie, una altă, s-au strâns bani, pregătiri, s-au făcut nuntă. Dar la noi, înainte să mă însor, eu trebuie să mă duc să dau o sumă de bani la familia... Fetei. Și cât banii rămân în familia fetei, nu? Da, ca și cum ai comparat, primește, da, dacă o luăm, ca și cum ai comparat, devine proprietatea ta. Dar ei trebuie să-i placă de tine? Mai întâi, voi v-ați înțeles, vă iubiți, asta e clar lucru. Deja, înainte să iei fete, trebuie să te duci în familie și să dai ceva. Și în afară de asta trebuie să dăm câte 3 oi. Simbolic, tradițional. Dar, o paranteză aici aș vrea să deschid, în primul rând, până la nuntă se dă 2, după nuntă, dacă femeia a fost virgină, ești obligat să vin să dea a 3. Dacă nu a fost, treia... puteți să vă puneți deja semn de întrebare. De ce nu vine, de ce întârzi să vină a 3-a? Curioasă informație. În prezent da. E la fel, da? Simbolic 3 oi, 2 înainte și una după, da. Dacă ea era virgină. Foarte corect. Destul de curios. Spune-mi un pic despre cum este structurat totul la voi acolo în Congo, pentru că înțeleg că este o țară foarte mare, aparent resurse suficient de multe, dar oamenii trăiesc prost și sărac. Foarte corect. După Republica Sud-Africană, Congo, oraș Mbujimai, este cel mai bogat cu diamante. Și vă dați seama, țara trebuia să fie wow, țară bogat cu pământ. Și pământ e bogat în agricultură și sub pământ diamante, aur, cupru. Dar cu părere de rău, în Africa, poate țări care au fost colonie engleză au fost dezvoltate în timpul ăsta. Dar care au fost colonia Franței, a Belgiei, noi care suntem la ecuator, părere de rău, au venit, s-au îmbogățit, au plecat. De multe ori noi, dar și oamenii noștri dragi, amânăm vizitele regulate la medic. Din această cauză, problemele de sănătate minore se transformă cu timpul în probleme majore. Prietena mea, Violeta, este jurnalistă și, la fel ca o bună parte dintre noi, lucrează foarte mult la calculator, iar asta i-a afectat inițial vederea. Fiindcă ea, ca și majoritatea dintre noi, amână vizita la oftalmolog, am luat-o de mânuță și am venit la Opti Plaza. Apropo, acum câteva săptămâni, tot aici mi-am găsit o pereche de ochelari de soare, de care sunt foarte mulțumit. A? Opti Plaza, în comparație cu alte optici de la noi, are oftalmolog cu program de plin de muncă, inclusiv și sâmbăta, iar asta este foarte comod. Consultația este absolut gratuită. Dacă nu pricepi nicio boabă în ochelari ca și noi, consultanții de aici te vor ajuta să-ți găsești perechea potrivită. Îți fug ochii când vezi câte branduri renumite sunt aici. Cât timp bem o cafea, ochelarii sunt gata, pentru că secția montare și reparații se află chiar în incinta opticii.
Perioada de garanție este de 12 luni de la data procurării. Pe lângă asta, ți se oferă și sfaturi utile de întreținere pentru ca timpul de utilizare să fie cât mai lung. Dacă în alte optici dai bani și pe husă și pe lavetă, păi aici le vin la pachet cu ochelarii. Și asta este absolut normal. În descriere la acest video găsiți mai multe detalii despre Optiplața și gama lor de produse. Văd că între timp Violeta și-a găsit o pereche de ochelari perfectă și sper că de azi înainte o să vadă mult mai bine pe ce băiat a pus mâna. A? Tu ești deja de 16 ani în Republica Moldova, poți să faci o comparație. Nivelul de sărăcie, unde este mai mare? În Republica Moldova sau în Congo? Un plus are Republica Moldova, pot să vă zic și de ce. Da, agricultura, pământ și aici și la noi, pământ e bogat. Cineva mă întrebea carier, că la voi trebuie să fii seci, mai e ceva, voi acolo nisip. Nu, lumea greșește. Africa nu e... Congo nu e toată Africa. În Africa sunt zone unde clima e foarte bună și pământul e bun pentru agricultură. De exemplu, noi la Ecuator, unde suntem, plouă foarte des, cum e cald, trebuie numai cât să ploaie. Dar când va ridicați o leacă mai sus, ajungeți în zona unde e Sahara, luăm țări ca Sudul Sudan, Mali, acolo, da, se începe pustiu, nisip, acolo, da, situația mai e gravă. Dar aici, dacă lumea, majoritatea trăiește pe la sate, fiecare în ograda lui poate să pui o bucată de ceapă, usturoi, cartofi. Ai ce mânca dacă tot n-ai un bani, de exemplu. Dar la noi lumea preferă să trăiască în oraș decât la sate. Asta și problema. Și trăiesc sărac acolo. Da. Dacă luăm din punct de vedere, da, țara e bogată, dar bogăția așa nu profită oamenii din țara. Dar la voi tot se fură, adică cei de la guvernare fură bani, este corupție dezvoltată. Ce se întâmplă? De ce atât de sărac cu atâtea resurse? Mobutu Sese Seko Kungwendo Azabanga, care a fost președinte din 65 până în 97, când a venit Kabila cu rebeliune, a stat 32 de ani la putere. De ce? Era dictator. Dictator. Și a avut susținere din Franța, din Belgia, unde s-au construit hoteluri, are vila, un alt, da. După ce a decedat, așa au profitat, au blocat bunurile și Congo n-a profitat nimic din asta. Au rămas în proprietatea Franței sau a Belgiei, unde are. El cu ministrii lui au profitat alegeri, nu a mai fost în țară. Un singur partid politic a fost atunci MPR, Mouvement Populaire de la Revolution. Nu s-a dat voie la niciun partid să funcționeze, a ieșit în stradă, închis, împușcat, s-au aruncat în ocean. Deci așa s-a întâmplat, așa, da? Dacă cineva nu era de acord cu sistemul, era împușcat și dispărea. Foarte corect, așa era în perioada aceea. Dar în perioada asta mai modernă, iată, de 2000 încoace. Deci noi ne-am gândit în 97, când a venit muzeul Laurent Kabila, toată rebeliunea s-a început de la Est, dar el a fost ajutat de țările vecine. Rwanda, Uganda, Burundi. Sunt niște țări în față de Congo, eu aș zic, o picătură de apă în ocean. A venit Kabila la putere, a început bine, ajutat de americani, un altă, și el a vrut să schimbă sistemul. A decis. Ce este al nostru, rămâne al nostru. Nu mai facem contact cu forțele din Occident, că nu profitam nimic din asta. S-a început conflict cu America. Bill Clinton era atunci președintele Americii. A interzis dolar în țară și a început să imprimat franc congolez, moneda noastră. Și a impus. În țară rămânem numai cu banii noștri, fără deviză, un alt. S-a supărat american, s-a început conflict politic, până când americanii au decis să scape de dânsul,
S-a început iar altă revoluție pe la stânga. Nu, l-a asasinat. Uh-huh. El la funcție a fost asasinat. Hai să revenim la viața ta acolo. Deci voi fiind 7 copii în familie, cum ați trăit? Sărac, bogat? Pentru că știu că tu foarte mult ți-ai dorit să faci fotbal. Tatăl tău a zis că nu, categoric, trebuie să învățați pentru ca să nu ajungeți ca și unii unchi de-ai voștri. Noi n-am fost nici bogați, nici săraci, să zic. Da, chiar dacă să ne gândim logic, în Congo există două clase. Cei mai bogați și foarte bogați. Cei săraci, foarte săraci. Dar clasa asta de la mijloc nu e prea vizibilă. Cam așa, dar noi să zic că am fost cam la mijloc, să zic. De adică aveți ce mânca? Da, tata a fost un arhitect, inginer constructor. Și era foarte cunoscut și avea mai multe proiecte și cu asta am tăiat. N-a lucrat, să zic, bugetar sau la stat, să avem probleme de genul. Și slava Domnului, aveam cu ce tăi, ce mânca și cu ce ne îmbrăca. Îți spune cum ai decis să vii în Republica Moldova și ce a însemnat pentru tine această experiență de a veni dintr-un stat unde este permanent cald, în Republica Moldova, unde avem și iarnă și destul de friguroase unele dintre ele. Da, am avut de ales. După ce am terminat în 2001, am terminat liceu, studiile să mă duc la universitate acolo pe loc în Congo sau să plec pe hotare. Eu deja în cap aveam planul să plec, poate scap de condiții, să-l tata să nu joc fotbal, să mă duc într-o țară unde să mă dezvolt talentul în altă și mă gândeam la să mă duc în Franța, că am un moș în Franța, în altă. Nu s-a reușit cu viza, dar s-a primit că tot prin unchiul care e în Franța, am reușit să am invitații de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, ULIM, unde am absolvit facultate. Am ajuns în Moldova, la ULIM nu era medicina generală. Aveam de ales sau la farmacii sau să aleg altă facultate. Uh-huh. Am iubit matematica la școală și unica facultate unde era mai mult matematică era inginerie și informatică. Am transferat la inginerie și informatică, unde și am absolvit. Specialitatea calculatoare și rețele. Calculatoare și rețele în 2008 și masterat în 2010 tehnologii informaționale. Ah, destul de bună specialitate. Dar zi-mi un pic, îți amintești ziua când prima dată ai călcat în Republica Moldova? Cum a fost? 12 ianuarie 2004 am ajuns. Era iarna, vă dați seama. Iarna 2004, acum iarna e o floare la ureche, ieși afară în chilos, să mănânci răsărit afară. Dar atunci era iarna, la aeroport în Kinshasa era peste 32 de grade și am ajuns aici minus 20 la aeroport. Slava Domnului, eram echipat, unchiul din start mi-a spus să ia caut prin magazinul acolo, fișe de mâna a doua, ceva, un palton gros, căciulă, ceva, cap, un fular la gât, că altfel asta te îngropam la aeroport. Și am găsit acolo, era o piață unde se vindea lucruri second hand, am găsit un palton. Da, seama, tremuram, noaptea la camin era cald, nu știu, era peste 20 de grade, dar pentru mine era frig. Dormeam cu palton așa, două pereche de blugi. Și slava Domnului, acum... Dar cum ți s-a părut Moldova? Iată, tu ai văzut-o. Este o diferență enormă, admit că, între Moldova și Congo. Diferența este, da, Moldova e țară mică, nici nu se compară, nu mai ai aeroport, când am ajuns aeroport așa de la Chișinău, am văzut, nu credeam că e casa omului, sau... la noi acolo la aeroport, cum ai intrat, nu știu care ușă, nu mai ai intrat, când vrei să mai ieși, nu știu, pe unde am intrat, pe unde am ieșit, da, țară e mică. Da, atunci era și iarna, tot era alb, nu puteai să vezi probleme la drumuri, una altă. Nu zic că în Congo drumurile sunt extraordinare, dar în oraș mari,
Roma e capitală și domnul sunt cât de cât mai buni mai decât bun, în Chișinău. Da. Mai ales domnul principal, da. Când mai ieși prin suburbii, mm-hmm. poate... Na, na. Impresia despre fetele din Republica Moldova, care a fost prima? Adică când ai început să ieși pe stradă, ce ți-ai spus ție? Băi, ce e aici? Un lucru care n-a să uită niciodată, eu, dacă în Congo n-am fumat, nici n-am văzut oameni care fumează și nu se vinde țigări în pachet. Se vinde o țigară, de exemplu, pentru, sunt oameni care chiar se recomandă, nu știu, un fum și țigara așa o cumpărat-o, a tras un fum și a stins-o, a spus undeva, când a să mai trebuiască, nu știu, ceva, o persoană care s-a recomandat, dar nu se vinde țigări în pachet. Dar am ajuns în fața caminului, strada Vasile Lupu 16, caminul de acolo, am tăiat 6 ani de zile. În fața caminului, o fetiță, cred că anul întâi sau anul doi era atunci, în fața caminului cu țigară în gură. A dat seama și impresie am avut când am văzut asta. Dacă în viața mea băieți n-am văzut cu țigară, dar să vezi o față. Și m-am gândit că e așa, toate... Așa trebuie să fie. Aha, adică și... ce cu destrăbălarea asta, da? Da, da. Am zis, ia, asta e Europa. Și după ți-ai schimbat impresia? Da, chiar am întâlnit și fetele foarte bune și deșteapte, înțelepte. Da, ca în fiecare țară sunt și oameni buni și oameni răi. Tu simțeai privirile astea la adresa ta, nu știu, înjositoare, de batjocură sau cineva poate făcea remărci, iată, în primii ani de aflare aici? Eu, de exemplu, nu m-am simțit ofensat sau, nu știu cum pot să zic, să văd ceva de gen discriminare. Eu vin dintr-o țară, așa cum v-am spus, care au văzut multe în viață. În Congo numai ce nu găsesc, din Franța, Germania, mai ales în Kinshasa, dacă e capitală foarte mare și Congo e țară minieră și sunt mulți străini. Adică oamenii albi, să zic. Și în școli unde am învățat noi, de exemplu, eu am învățat într-o școală catolică, unde aveam și profesori albi, de exemplu, veneau din Belgia, un alt, și aveam și colegi. Nu m-am simțit niciodată complexat din chestia asta. Sau să văd un om alb, nu era o problemă pentru mine. Dar în Moldova este o problemă, sau a fost o problemă. De ce? Aici nu sunt mulți negri. Deci să zic că nu suntem noi verzi sau galbeni, să glumim un pic. Suntem de culoare neagră, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Eu nu văd asta ca o discriminare. Poate cineva se miră, sau, uite, da, până acum n-a văzut în viața lui o persoană culoare. La televizor, da, sunt acum și videoclip, găsesc filme, un alt, în realitate. În oraș încă e altceva. Mai sunt și la medicina și la SEM mai erau. Dacă n-am ajuns în sat, vă dați seama. Păi și tot satul să mă văd, vă dați seama. Nu era, să zic eu, ceva rău în asta. Da, mă rog, poate mai fost cineva cu glumă, cântau, e șocolat, nu știu, nu știu, sunt cântă. E șocolat, nu-i zai, da, ăsta în Rusia, las că vii merzavi. Da, 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 ceva de genul. Și tu reacționai calm, da, nu te indigna chestia asta. Din cont, mai spuneam o glumă și trășeam înainte. Serge, tu vorbești foarte bine limba română. Mulțumesc. În general, eu respect foarte mult oamenii care vin aici și învață limba română și au respect față de cetățenii Republicii Moldova. Spune un pic cât de dificil ți-a fost să înveți această limbă și, în general, care este prima impresie atunci când ai auzit că ți se vorbește în română și tu nu înțelegi nicio boabă? Eu nici nu știam ce limbă se vorbește aici. Primul cuvânt care țin și l-am memorizat până acum e da. Auzea tot vorbea, da, 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 și asta, da, nu știam, da. Și da, restul, nu, s-a găsit un băiet care, din sat Pepeni, unde trăiesc acum, la liceu a învățat limba franceză și
prin el, el deja mi-a fost ca traducător. Asta am ajuns, era un weekend, luni deja trebuia să mă duc la ore. Am ajuns, primul contact cu prima profesoară, care datorită ei, eu astăzi vorbesc limba română, n-a să uită de densă, doamna Liliana Ganga, care, pareri de rău, a lăsat universitate 2 ani după și-a plecat în Spania. Trăiește acolo, are familia. O doamnă foarte frumoasă și tinerică a fost atunci și acum zic, avea 28 de ani, eu 21. Foarte bună profesoară. Și cu ea făceați lecții de limba română? Limba română, da. Se spune că unii vorbesc limba moldovenească. Adică limba română cu, da, luam limba de stradă, cu cuvinte tu, din rusă. Tu ai dilemă aici între ce limbă vorbești, română sau moldovenească? Eu lucrul ăsta am zis și după ce am susținut examen pentru obținerea cetățeniei. Am avut de susținut examen la cunoașterea limbii română și Constituția Republicii Moldova. Am avut examen. Constituția scrisă limba de stat, e limba moldovenească cu grafie latină. Latină. Deci, asta nu înțelegeam la facultate. Mi-au zis că am învățat limba română, dar Constituția scrisă limba moldovenească. Am repetat lucrul ăsta și de mii de ori. În Anglia se vorbește engleză. Se spune limba engleză. În America tot se vorbește engleză. Nu spun că e limba americană, de exemplu. E tot limba engleză, poate. E accent. În Africa de Sud se vorbește limba engleză. N-a să zic că e limba sud-africană. Dar aici mă întâlnesc cu cineva care vine la București, vorbim aceeași limba, dar spun eu vorbesc moldovenească, el român. N-are nicio logică, așa consider. Deci tu consideri că în Republica Moldova se vorbește limba? Limba e limba română. Chiar dacă accent de la ce, am dus la și, recunosc eu lucrul ăsta. Eu la început, când vorbeam, sincer să vă zic, aveam ce... chestia asta. Vorbeai corect voce, românește, da. Da, și acum voci sau ceva de gen. Accent s-a schimbat, dar limba e tot limba română. În cât timp ai învățat limba română? Timp de 2 luni și... Luam 2 luni și jumătate, am avut o oră de limba română. Și deja ai pus bazele. Da. Înțelegeai ce ți se spune? Deja puteam să scriu, puteam vorbi. Chiar că treptat, comunicare în căminul unde mai era și vorbitori în limba română, am făcut mai mult practic, să zic. Și poți să spui acum, la diferență de, iată, 16 ani de când ai ajuns, ți-a fost greu să înveți română? Nu. Dacă vrei, poți. Eu la asta m-am oprit. Chiar am vrut, am făcut efort foarte mare. Cineva spune, da, el e vorbitor de limba franceză, a fost ușor, da, limba franceză și română au poate rădăcini latine și sunt chiar cuvinte care se seamănă. Dar pot să vă dau exemplu de oameni care au venit înaintea mea în Republica Moldova, tot din Congo, numai că din Congo, Brazzaville, Congo vecin, sunt aici, prieteni, ne cunoaștem, dar nu vorbesc așa cum vorbesc eu. Anume, deci, dorința de a învăța o limbă, da. Și dedicația și munca, da. Te-a dus și la acest rezultat. Și respect față de poporul care ți-a primit. Dar tu crezi că învățarea limbii române este un act de respect la adresa poporului moldav? Așa consider și așa se spune la noi. Când te duci la cineva în casă, dacă dansează cu piciorul drept, tu tot trebuie să dansezi cu dreptul. Dacă cu stângul, tu tot cu stângul. Eu am ajuns aici, asta am considerat. Trebuie mai întâi să respect poporul dat. Cu ce? Tradiții care are moldovean, obiceiuri, limba care o vorbește poporul. Tu spui asta și eu sunt un act de mândrie, foarte frumos. Dar tu știi că în Republica Moldova sunt foarte mulți cetățeni care vorbesc limba rusă, trăiesc aici de decenii și nu vorbesc limba română. Ce părere ai despre această atitudine? Chiar mi-e pare rău. Am foarte respect față de orice popor. Chiar la băl, soție când învăța,
Mă duceam la Bălț, nu știam unde am nimerit. Întâi într-un magazin, întâi s-au spus cât costă pâine și așa, și tot. Și începe. Și tu rusa nu înțelegeai? Da, nu înțelegeam, dar sunt cuvinte care înțeleg. Dar eu special repetam, să nu zic eu încă o dată, sau să repet, să zic ceva în rusă, eu insistam în limba română, dacă nu vrea să vorbească. Sunt chiar care înțeleg, dar nu vor să vorbească. Poate mândrii, dar socot lucrul ăsta, o greșeală mare, cum poți să trăiești 40 de ani în țară și să nu cunoști. Da, pentru mine e normal, este, chiar este să stai numai într-o pe stradă. Oamenii vor, fără să înveți, să scrii, lumea numai când vorbește, rămâne fiecare zică tot un cuvânt, eu cred, în cap. Dar 40 de ani, mă scuz. Inexplicabil, sunt de acord aici cu tine. Serge, spune cum ai ajuns în Pepeni. Istoria scurtă, eu o știu, tu ai mers acolo la hram împreună cu colegii tăi de la Ulim, toți oamenii te-au văzut și erau surprinși, da, pentru că în sat mai rar vezi pe cineva de culoare, dar cum ai decis să rămâi acolo? La noi mai este o glumă, dacă bei apă de la izvor, nu mai ieși din Pepeni. Avem un izvor când treci de prepăsa, intri în Pepeni, iese izvor acolo. Și cred că am băut prea multă apă și am rămas. Nu, am fost atunci cu colegi la facultate, ei la universitate, la Ulim, și am sărbătorit, am și jucat un meci amical atunci. Mi-a plăcut cum jucam. Atunci mă antrenam aici la Chișinău, am jucat pentru echipa Steaua Chișinău și jucam și pentru Tornado Chișinău Mini Fotbal Futsal. Și s-au decis în sat să fac echipa de fotbal. Deja era 2005-2006, dacă mai am memoria bună. M-au propus băieți, dacă noi, de exemplu, aveam meciuri aici la Chișinău sâmbătă, mai mult meciuri era sâmbătă, dar campionatul raional se juca duminică. Mm-hmm. M-au propus, dacă vreau, fiecare duminică, mă plătești drumul și se vin să joc pentru sat. A fost greu să iau asemenea decizie, dar am acceptat. În 2010, când am terminat deja și masterat, am căutat de lucru aici la Chișinău. Din 2008, după licență, nu am găsit de lucru. CV-uri le-am aruncat peste tot, dar nu m-a chemat nimeni. În 2010, tot așa, am jucat fotbal duminica. Duminica n-am venit la Chișinău, am rămas în sat. Trebuia să vin a două zi. A doua zi, la oprire, așteptam mașina și cu mașina m-a luat până la Prebilță, fost director în liceu, domnul Dumitru Balan, tot un microbist, înrăit. Da, un iubitor de fotbal, de sport în general. Și am zis, iată, eu sunt în căutare, caut de lucru, în altă. Și mi-a spus clar, gândește bine, până la sfârșitul săptămânii, dacă nu găsești de lucru, vii la școală, eu îți dau ori ca antrenor de fotbal și de educație fizică. Am gândit, am acceptat oferta, de atunci, din 2010 până astăzi, lucrez la liceu teoretic Alexandru Agape, de la Pepeni, ca profesor de educație fizică. Pe urmă, având diploma că am absolvit informatică, mi-a dat și ore de informatică. Aparent foarte simplu sună acest lucru, dar înțeleg că a fost dificil. Ai menționat că ai trimis CV-urile peste tot aici în Chișinău și nimeni nici măcar nu te-a invitat la interviu? Nu, cu păreri de rău. Și de aceea când aud de să mă duc în oraș să caut ceva de lucru, ceva de genul, cam... Înțelegi că e dificil, dar care crezi că e problema? Care e treaba? Poate atunci... Nu, cineva chiar m-a întrebat, poate, de discriminare, cum ați vorbit. Poate cineva când se uită că e iată, este, nu, dar atunci nici nu aveam cetățenie, probabil, și se gândea cum să angajez un străin. Asta trebuia să plătești pentru dânsul impozit. Poate, eu așa m-am gândit, dar nu știu care au fost motivele.
Da, vă dați seama, 2 ani de zile, din 2008 când am terminat licența până în 2010 n-am primit răspunsuri, să fie măcar un refuz sau un accept. Nu. Și din ce trăiai în perioada aia? Părinții. Eu cât am fost student, m-a ajutat părinții până a decedat tata în 2008, mai greu deja, dar m-a ajutat până am găsit de lucru. Eu acum chiar nu regret faptul că primeam și bataie să nu joc fotbal, să învăț. Acum că am diplome în valiză, nu regret faptul că am învățat. Adică până la urmă tatăl a avut dreptate. A avut dreptate, da. Fotbal, am jucat fotbal și joc acum fotbal, poate și vârsta și am mai pus kilograme pe mine. Deci tu acum ești profesor de educație fizică, de informatică și ai și secții sportive la fotbal în Pepeni. Da. Deci tot în 2010 tu ți-ai găsit acolo locuință și ai început să... Am tăiet odată băieți care m-au dus atunci în sat. Am tăiat o perioadă acolo, apoi am găsit o gazdă care mi s-a propus... Una dintre director adjunct de la școală avea o casă părintească, unde nu tăia nimeni. 5 luni, 6 luni. Între timp, Consiliul Local din Pepeni au decis să dea locul de casă. Un teren unde am construit casă, acolo locuim și astăzi. Deci casa unde stați în prezent, tu ai construit-o de la temelii până... De la până la acoperiș. Eu am privit filmul documentar realizat de Mircea Surdu despre tine, moldovean ca mine noi, și am văzut acolo oamenii din sat cât de frumos vorbesc despre tine și că da, el este de-a nostru, el foarte bine s-a adaptat, că așa nici mulți nu te cunosc cu numele tău de bază, toți știu Serge, băiatul cu fotbalul. Și vreau să-mi spui cum a fost prima perioadă în sat. Eu deja, dacă Pepeni e un sat cu mult sportiv. Vă dați seama, dacă vă zic, din 2006 jucam deja fotbal. La școală deja nu era o noutate. Oamenii se miră, s-au mirat, s-au uimit. Acum deja nu mai sunt persoană nouă. Tu te-ai căsătorit cu o moldoveancă și ea este fosta ta elevă. Da. Spune un pic despre cum v-ați cunoscut și, în general, ce a însemnat pentru tine trecerea la o nouă etapă a vieții. În 2012, un fost coleg care a decedat astăzi, chiar e ziua, trebuie să fac 60 de ani, Dumnezeu să-l odihnească, a suferit de boala care a avut diabet și era obligat să stai internat la spital. Deci clasele care preda atunci el, eu ca tot profesor de educație fizică trebuia să înlocuiesc perioada aceea care nu era. Și atunci soția era clasa 12, clasele care avea dumnealui. De acolo ne-am cunoscut ca profesor elevă. Între timp s-a primit că era iarna, dacă nu mă greșesc. Am venit la cursuri de formare la USEFS, de educație fizică. Am avut cursuri de 3 săptămâni. Dar ea atunci făcea actele pentru... venea și depunea acte pentru cetățenii români. Mi-a scris un mesaj, dacă cunosc bine orașul, că trebuia la arhiva, ceva de gen. Și nu am zis nicio problemă. Atunci am început să comunicăm. Am comunicat între timp să primit că am iubit și am întâlnit o perioadă până am decis să ne căsătorim. Acum rezultatul acelor, nu știu, relații de dragoste este vizibil. Aveți 2 copii, da. Abigail, fetița mai mare. Abigail, fata, e născut pe 29 noiembrie 2012 și băiat Timotei pe 29 august 2015. Foarte frumoase nume. Din Biblia am găsit pe amândoi.
dacă suntem creștini, și din Biblie acolo am găsit amândoi. Ce principii de educație a copiilor aveți voi? Și vreau să înțeleg dacă ceea ce ai găsit aici în Republica Moldova, viziunea despre cum ar trebui să fie educat un copil, coincide cu ceea ce a fost și este la voi în Congo. Eu cred că educația copiilor depinde și de părinți. Nu degeaba se vorbește de așa 7 ani de acasă. Noi, de exemplu, acasă nu ne-am permis să vorbim nici vulgar cu copiii, nici să ne înjurați, nici... Și cred că așa trebuie să crească. Și cu religie, cântici religioase, una altă, citesc și din Biblia și una altă, chestii de astea. Noi, de exemplu, în Congo... Am spus și mai înainte, am învățat într-o școală catolică, dar părinții au fost protestanți, de exemplu. Iată, din septembrie urmează să ieși din nou la școală și să predai. Spune un pic în ce măsură faptul că ești profesor și antrenor propriu-zis îți permite să reziști financiar în Republica Moldova și propriu-zis să-ți întreții familia. Eu am și noroc, să zic, puțin noroc am și poate și experiență. Din 2010 încoace, treptat am crescut și nivelul, și nivel de trai și toate astea. Și salarial. Și salarial, într-adevăr. Când am venit, nici gradul didactic nu am avut și acum am grad didactic 2 și la informatică și la educație fizică. Asta tot e un adaus la salariu. 30% se adaug la salariu dacă ai grad. Între timp am fost propus, adică mi-a dat ore de informatică și secție sportivă de fotbal în satul Bălășești. Mm-hmm. Bălășești nu e departe de Pepeni și... Care este salariul lunar, iată, în mod normal, dacă activezi cap-coadă o lună? Salariul... Din toate activitățile. Salariul mediu e 2800 sau 2100. Uh-huh. Depinde deja câte ore ai. Norma este de 22 de ore și jumătate, până la 23 de ore. Uh-huh. Deja dacă ai aceste 23 de ore, dacă mai sunt ore... Așa vine ca și cum înlocuire. Nu sunt tarificată ca orele propriu-zis. Și de asta fac parte și eu. Am 22 de ori, 23, luăm până la 23 de ori. În afară de asta, fiindcă nu sunt profesori care vin să caută de lucru, de exemplu, tineri nu mai vin, toți pleacă din țară, orele care au rămas nu pot fi pierdut. Și mi s-a propus, cu acordul ministerului, fiecare an direcția liceului face un demers la minister, se permită și am peste 30 de ore numai la Pepeni și la Bărășești am 7 ori. Peste 10.000 de lei. Deci stabil pe lună peste 10.000 de lei poți să poate câștigi. Poate fi și mai mult. Foarte bine. Pentru o localitate din mediul rural este ok. Și asta vă permite să întrețineți familia și să trăiți decent. Da. Avem ce trăi, avem ce mânca și nu ne-am plâns nici... Nu văd eu pentru ce, de exemplu, m-aș duce acum. Nu, chiar fiecare om visează să facă un pas, să duc la unde e mai bine. Dar eu la moment nu văd pentru ce m-aș duce pe hotari. Dar te-ai gândit să mergi vreodată, spre exemplu, să vă mutați cu traiul la oraș sau să plece cineva dintre voi, tu sau soția, în străinătate să câștigați mai mulți bani? A fost chiar propuneri soției să ducem să trăiem în oraș, lucru care n-am acceptat. L-ai acceptat? N-am acceptat. Nu l-ai acceptat. Și a fost... Chiar varianta, deja am primit de la niște prieteni să mă duc în Franța la lucru. Chiar am fost în Franța iarna aceasta, am văzut ce e un altă. Dar
nu văd eu sensul, de exemplu, te duci și faci fii, 1000 de euro, 1500, gaza plătești 800 de euro și a rămas, trebuie să mâncare un altă, tot acolo e mai scump chiar ca aici, ajungi tot la ce este aici. Dar la oraș de ce nu ai vrut să vă mutați? Primul lucru, m-am chinuit mult toată perioada asta de când am început să lucrez în sat, când ne-au dat locul de casă, fizic și psihic, cât am muncit pentru a ridica casa aceea până la acoperiș. Acum să mă trezesc, du-te și tăiești în oraș, ca și cum scuip pe mine. Și lucru care m-a scuzat de expresia, m-a piși pe lucrul meu. Am lucrat acum și să las casa, ce să fac? Să o vând, cine să o cumpăr? Cât efort s-a făcut, cât cheltuie el și credit la bancă am luat. Și acum nu văd sensul să mă duc să tăiesc în oraș. Deci vrei să te bucuri de rezultatele muncii, da, până la urmă. Da, foarte corect. Sir, vorbind un pic despre diferențele culturale, aici în Republica Moldova sunt obiceiuri și tradiții care, cred eu, diferențiază mult de ceea ce se întâmplă în Congo. Spune, care dintre tradițiile moldovenești îți plac cel mai mult? Toate. Hramul satului, iată, este o chestie care este cumva marcată la voi în Congo sau aici ai descoperit-o prima dată? Aici sunt prea multe sărbători religioase, văd sărbătoare, nu lucram, dar în Congo, așa cum am spus mai înainte, 30 iunie e data independență. 30 iunie 60 până astăzi, sărbători și ziua independență. E poate unica zi care, așa cunosc eu în timpul anului, sărbătorește fiecare an. Afară de asta rămâne deja anul nou, Crăciun, dar aici chiar câteodată îmi place. E fiecare lună câte două, trei sărbători. Odihnă. Nu lucram și mâncam și bine. Dar iată, vorbind despre nunțile noastre, pentru că ai văzut că sunt multe, multe tradiții acolo. Da. Cum îți par nunțile moldovenești? Frumoasă, prea mult cheltuieli. Da, nu știu, văd eu, mai, nu știu, în oraș cum, poate mai simplu, ai dat comandă, da, și acum la noi a apărut localuri, voi veniți numai la gata. Mâncare s-a făcut acolo, ați închiriat locurile și punct. De în sat cum du-te taie porc, du-te cumpăr, du-te caut cine are vin mai bun, du-te coniac, alege. Și după asta, na, cumpăr costumul la socru, soacră, hainele, copii. Prea mult cheltuie. Și da, la urmă, pentru ce, nu știu, bucurie de o zi și sunt chiar oameni care împrumut bani, au rămas și au și datorii. Dar voi ați făcut nunt aici din asta, tradițional, da, moldovenească? Da, nunt simplu, n-au fost cu prea mult tam-tam, am invitat prieteni cei mai buni, am sărbătorit câteva ore, am fost să luăm de dimineață până la două zi dimineață. Dar câteva obiceiul ăsta cu dansurile, hore, tot felul de mâncare pe masă, masă care practic se rupe în două, cum le vezi tu? Fuduli. Eu mă uit și nunță. Nunță America, luam țările bogate care le avem. Și în Europa, îi luați Germania, un altul. Că tare nunță le fac în mediu restrâns. 10 oameni importanti, prieteni, familie, au făcut o masă acolo, un cocktail, un altul. După s-au dus la o discotecă, au dansat, s-a terminat la noi. Spuneam că suntem sărași, dar când vedeți mesele acelea, fudulie, eu așa consider. Și de unde crezi că, iată, vine toată asta? Fudulie, unii vor să fie mai
impunător decât alții, există gradul ăsta de invidie? Foarte sau cum explici tu? Concurența, să, am observat lucrul ăsta, dacă unul a făcut așa, de exemplu, două porții, eu trebuie să fac patru. Sunt și vezi cineva construit o casă, s-a pus, nu știu, era, cum spune, șiferul în altă. Au văzut că la vecină au pus oale, a doua zi au scos, de să pun și eu altceva, au pus altceva. Dar nu te gândești că ai dat și banii pentru așa. Tu poate ce faci cu ce ai scos? Trebuie să arunci sau... Dar pur asta e simplu... umană sau doar în Republica Moldova vezi asta? Aici am văzut chestia asta. La voi nu este așa. La noi n-am văzut, că s-am tăiat 21 de ani, nici n-am auzit. Și nici invidie nu este atât? Invidie poate, da, mă rog, poți să invidiezi cineva, că te ieși mai bine, tu faci un efort să lucrezi și tu mult să ajungi ca persoana dată. Dar nu, de exemplu, așa l-a făcut asta. Nu că tu te ieși rău, dar tu vrei să faci mai ceva, să demonstrezi că... Asta e în Moldova, tipic moldovenesc. Dar consumul ăsta de alcool, iată, la sărbători, la nunți, cum îl vezi tu? Pentru, zic eu, pentru moldovenii care au rădăcina ei, cred că e un lucru normal. Dar la noi, de exemplu, la nunți, nu vezi cineva bat să doarmă capul pe masă sau alcool. Eu, la mine, la nuntă, n-a fost alcool. Aici când ați făcut? Aici în Moldova n-am făcut cu alcool. Am stat, am mâncat bine, am servit suc, cola, apă, plată. Când ai venit în Republica Moldova, cum ai început să consumi alcool? Să nu mă greșesc, a două zile. Nu chiar a două zile, cred că din primele săptămâni în cămin. A fost o zi de naștere, un vecin. Vecin da. De etaj. A avut o zi de naștere și m-a invitat. Dacă... Ne știam deja în fiecare zi intersectam acolo în coridor, știam și a venit bătut la ușa, zi de naștere, am plecat. Am mâncat bine, am început cam pot și mai era apă dulce și ai gust să n-ați fi nimic. N-am vrut, am zis nu pun alcool în gură. Au insistat și a fost vodka așa alb. Au insistat și ai gustat până la urmă. Am gustat și s-a ars tot. După s-a mai luat două. Dar eu am văzut în filmul ăsta documentar despre tine că tu mergeai la fostul ăsta tău prieten care deja spui că nu mai este în viață și ați băut tot vodka, dacă nu greșesc. După aia cu cineva deja de casă, ați consumat adică. Vin. Deci în mod normal tu te-ai adaptat la mediul ăsta sau cum vezi situația asta? Da, vedeți, am spus atunci, era în 2004 când am venit Temana, asta a fost prima dată. Deja treptat s-a ajuns. După un meci, de exemplu, Victoria, o bere, nu era chiar tărie, una altă. Și am ajuns la un pahar cu vin, mi-a fost rău, l-am vărsat două zile, era rău. Și de atunci nu iubesc vin cât de bun ar fi, da, mai gust câteodată la un sărbătoare, dar vin nu suport. Dar consum în exces, și... nu, adică ai mereu control și... Nu, când e o sărbătoare, strict, dar la mine am beci 6 pe 3, n-am nici un poloboc, nici... Bă, și cu campot, salată, un alt. Serge, dar tu ai fost vreodată beat? Nu pot să neg că n-am fost, aș spune minciuni, dar în public nu. Când mă simt că deja am ajuns la nivelul... Acasă. Mă duc fără să zic la revedere, că ea să mă țin mai seara. Eu așa mă retag permanent. Dar vorbim despre mâncare. Iată, ziceam la anunți, foarte multă mâncare, mese bogate, cât mai bogate, pentru ca să demonstrăm cuiva ceva. Cum ți se pare mâncarea moldovenească? Foarte gustoasă. Eu, de exemplu, când am venit, nu suportam brânză.
fie de oaie, de ce ar fi. Dacă la noi n-am gustat, asta la noi se vinde așa brânză dulce, la șcavală. Dar acum m-am deprins, treptat m-am deprins. Și cu mâncare, poate sunt ceva care nu îmi place. Dar care dar deja... mâncărurile tradiționale moldovenești îți plac? Nu știu, spre exemplu, zeama, am văzut cât mai mult carne. Cât mai mult carne. Și dacă la mine mâncare carne... fără carne nu e mâncare, măcar un ou, privesc. Dacă ai făcut un borș, privești două ouă, să fie măcar gust de carne. Dar zeama îți place? Da. De găină cu tăiței de casă? Da. Pește cu mamăliguță, moșnești. Ceva dulce, dar la masă să mănânc mamăliguță cu orice, fie cu legume, fie cu carne, cu pește, așa mâncam. Dar sarmale? Sarmalele aici am mâncat chiar astăzi, până ne-am întâlnit, am fost la, să nu zic denumire, să fac reclama la... La Rende sau la Plăcinte, zi unde? La Galbenuș. Aha. Am fost mâncat o porție de sarmale și upcat carne. Aha, ți era dor? Da, de mult n-am mâncat și am văzut era acolo. Dar borșul, voi aveți borș în Congo? Se face supă din diferite legume care le avem acolo. Dar se face o fel de supă, nu știu dacă aș numi borș. Dar colțunașii îți plac? Îmi plac, dar acolo nu, n-am văzut, poate acum au apărut prin magazinele, dar îmi plac. Iată care a fost, eu spre exemplu, veșnic zic, cu siguranță în lume există atât de multă mâncare bună pe care eu nu o cunosc și probabil toată viața mea nu o să o descoper. Care a fost pentru tine șocul cultural când ai gustat ceva și ai zis, wow, ce bunătate e asta, aici în Republica Moldova? Nu știu. O rață umplut cu toate feluri, cartofi, iar am mâncat, cred că e prima dată în cămin. Și întrebam carne, că nu era cap, nu era, și am vrut să știu dacă e de pui sau... Băieții care am stat la masă, tot au învățat și franceză la școală, dar nu știam cum să lămurească că ea să e rață. Și eu întreb, și carne e asta? Mi-a arătat care e. Mac, mac, mac. Care e? Care e mac, mac, mac? Desenează cineva după asta, a făcut un desen pe foaia, patru, desenat. Și eu le canar. Da, ui, canar, da. Pe mine ce m-a surprins când m-am interesat mai mult despre tine, că ești foarte bine inițiat în ceea ce înseamnă politica din Republica Moldova. Adică tu, de unde vine acest interes și de când urmărești ce se întâmplă în politica moldovenească? Am iubit politica de mic. Părere de rău, n-am vrut să fac politică, nici să mai plec, nici... Situația din țară m-a împins să fiu informat, să știu mai multe lucruri. Când am ajuns în Republica Moldova, perioada aceea, cred că deja venea perioada schimbări cu tovarăși, da, tovarăș Vladimir Nicolaevici, era președinte, Voronin, Bunelu, om care am stimat și... Ca om am avut ocazie, ne-am întâlnit de multe ori și la Olim, în vizitele lui când era încă președinte. Și mai era o de Iura Roșca care striga cu unire, un alt, barba avea atunci regimul ăsta, au început cu flacuri gale, portocalii era atunci și în Ucraina și aici. Și pe tata au început să apar de Vlad Filat și de altul. Adică nu, în toată perioada asta ai urmărit foarte atent ce se întâmplă. Am urmărit foarte atent, pas cu pas și cunosc tot ce se întâmplă. Ce părere ai? Iată, în 2009 au venit la guvernare pro-europenii. Ai văzut ce s-a întâmplat, cum au plecat, cum s-a furat miliarde? Da. Pare de rău, 7 aprilie când a fost, am trecut și eu atunci, înainte parlamentul. Veneam de la facultate, eram la masterată deja.
S-a început, se grupa o lumea una altă și cum ajung la Cămin, mă uit la Pro TV atunci, era singur canal care de limba română care puteam să privesc la televizor, aveam 4-5 canale, dar restul era rus. De foc în Parlament sau la președinție. Uite, chiar sunt nebun și arata, mergea Vlad Filat, calma oamenii, un alt, au ieșit care mai erau de chirtoacă, Mihai Ghimpu. Și am fost surprins să văd pe Marian Ilici, Lupu, să iasă să zic cum ardea Parlament. El era la etaj, se uita pe fereastră. Hai, lăsați-o mai moale. Eu știu și urmăresc. Și în Statele Americi recent a fost tot un conflict acolo. Trump a avut un discurs, când au apărut niște oameni, au împușcat repede, l-au evacuat prin subsol și așa, și în Parlament aici am auzit, am informații. Că sunt adică ce s-a întâmplat acolo nu ți se pare foarte da, nu e veridic. Da. Au apărut democrați la putere, cu speranța că credeam că este ceva să schimbă în țară. Poate au încercat, poate nu era suficient până am ajuns la fortul miliardul. Până astăzi nu știu cine e. Șore acuzat, Plahotniuc, Șore în Israel, Plahotniuc la Miami sau unde e el acum. Dar unde miliardul? Nimeni nu știe și nimeni nu investighează. Dar, apropo, ce părere ai despre perioada când la guvernare era Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc? Am vorbit la o emisiune, dar nu știu, la o televiziune, dacă nu mă greșesc. În Congo, Congo se numește Republica Democratică Congo. Numai țara așa se numește, dar democrație nu. Și așa la fel cum era și Partidul Democrat la conducere. Denumirea Partidului Democrat nu a fost nicio democrație în țara asta. Și nu țineți minte câte dosare s-au făcut la niște oameni care nu au avut nicio vină pentru ce? Pentru interesul individului, nașul șef. Și a avut a lui, a avut și Nucandu, președintele Parlamentului, și a avut procuratura, toți erau împărțit ca și cum să protejeze o singură persoană. Asta se face în Africa. Păi iată, vreau să faci o comparație între ceea ce se întâmplă în justiția din Republica Moldova în ultimii ani, în prezent inclusiv, da, și ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în Congo. Unde este mai grav? Chiar aici aș vrea să fac să deschid o paranteză. La noi, cât a fost Mobutu, 32 de ani, v-am spus, numai un singur partid a funcționat, era dictatura totală. Apoi a venit Kabila asasinat. Ca să nu fie război un alt, s-a decis ficiorul lui, care era general major, să devină președinte. La 29 de ani a devenit primul președinte tânăr din Africa, cred că și din lume atunci. Așa l-a ajuns la putere, după 5 ani trebuia să facă alegeri, n-a făcut. Deci trecem prin tranziție un altul și a stat 18 ani. Și acum, recent, s-au făcut alegeri, a câștigat Felix Tshisekedi. Și el, toată campania lui, cât au mers campania, a zis cum ajung eu la putere, justiția, să fie pe primul loc. Nu contează, ești fratele meu, ești prietenul meu de mic, am învățat, am stat într-o bancă. Dacă ai greșit în fața legii, ești arestat. Nu eu te arestez, dar justiția să te arestez. Asta a fost toată campania lui. Și se întâmplă asta? A ajuns acum la putere, s-a început, s-a făcut nou guvern, au un an și câteva luni de când s-a trecut la putere nou. Omul care a fost aliatul lui, care a făcut alianță, fiindcă n-au avut majoritate în Parlament, era așa, s-au înțeles, dacă ajung să aibă majoritate, el a fi numit primul ministru. Nu s-a primit și a oferit postul de director de cabinet. Vital Camere se numește.
i-a dat funcție de director cabinet și s-a pus în timpul de 100 de zile un proiect care a inițiat președinte, în timpul de 100 de zile să facă niște infrastructuri, drumuri, școli noi, podurile. Fiindcă era atunci un guvern care trecea, venea altul și s-a decis în perioada asta omul care va controla lucrul să fie director de cabinet. Cu părere de rău, au dispărut peste 45 milioane de dolari. Și ăsta a fost reținut? Deja a fost chemat în judecat, s-a început ca în glumă, dar noi dacă suntem deprinși câți ani din 60 încoași, cum să-l arestez un ministru, cum să-l arestez așerachii dacă dai un telefon acela de sus, l-a scos. Așa vorbea deja lumea, că ei, asta e un circ, el a se ducă acolo a să vorbească a două zile. A intrat dimineața la ora 9, l-a judecat binișor, încetșor, când pe la orele 17 seara iese în cătuș. S-a început lumea, că nu e adevărat, a să iasă peste două zile, asta doar a făcut de ochii lumii. S-a început procesul de judecat și s-a cerut să fie televizat în direct, să vadă toată lumea. Televiziunea Națională arata toate etapii, au mers, nu știu, 4-5 zile, arata. Și acum este la pușcărie șeful cabinetului. Și 20 de ani i-a dat. 20 de ani de pușcărie. În Republica Moldova, tu vezi de grabă să se întâmple așa ceva? Pentru că în perioada lui Plahotniuc, asta se făcea de ochii lumii și ajungeau la pușcărie doar cei care erau incomozi. Acum ce vezi tu? Iată ce face Dodon și justiția în prezent. Cum apreciezi? Eu am sperat și am avut o convingere când au ajuns să bloc acum la putere. Ceva să se întâmple. Doar pentru asta și-am susținut blocul și chiar am avut și încredere, am ajuns să văd, ajuns Nastase la Mai. Da, poate 5 luni a fost puțin să fac. Eu mă gândeam cum ajung să încep cu asta, hoț, un alt arestat. Da, cu părere de rău, da, poate s-o mai, nu știu dacă s-o mai arestat, dar au mai fost demiși mulți oameni și apoi s-au propus asumare așa de răspundere în justiție, care a făcut să zboară și guvernul Maia Sandu. De la noi se spune puterea nu se dă, dar se confiscă. Dar cum să ajungi la puterea și se cedezi așa ușor, poate a fost o greșeală. Nu vreau să cred ce să zic că a fost pregătit ca și cum se plece de la guvern. Oricum se vorbește că, sau da, atunci sau peste ceva timp, oricum ar fi căzut acest guvern. Dar ce, da, ce a urmat? Ok, iată, tot a fost proiect sau ce se mai numește, cum s-a făcut, s-a ajuns Stoianoglu, da, procuror general. A fost prea multe așteptări de la dumnealui, dar eu am crezut, sau cum s-a spus, cum ați fi numit un nou procuror, vine, ridică imunitate la parlamentar. Ce s-a făcut? A făcut circ cu Tauber și așa s-a dus la Orhei, și cum vreau să fug. Și ia, Tauber stătea bine mers în parlament și acum înainte se termină sesiunea. Da, dar arestat, cum sau vezi tu activitatea președintelui Igor Dodon? Iată, ce înseamnă pentru tine acest om? Cu ce-l asociezi? De mult timp în politică, eu aș urmăresc, văd, și de când era în Partidul Comunist. La Partidul Comunist, deputat, cum a ieșit, s-a făcut partidul lui deputat, cât a fost și ministru și așa mai departe. Am auzit că a trecut și la noi, la ULM, a învățat relații internaționale, a făcut masterat, ceva de gen. Cum spunea Voronin, economist de la Universitatea Agrară. A terminat Universitatea Agrară, economist. Da, o lecuțică și medic. De toate le are. Nu știu, sau
intenționat fașa asta, aroganța asta lui și cu primul ministru Chicu, sau nu cunoaște ceva, nu este normal. Dacă luăm și în Constituție, care cred că trebuie să stă în baza unei națiuni, scris Moldova e o țară suverană. Ce caut plimbările astea în Rusie? În timpul pandemiei, soldați moldoveni se duc încolo. Sau de să respectăm normele care s-au pus pentru respectarea starea asta de urgență, portarea maștilor un alt. Dumnealui pleacă unde vrea, fără mască, se fotografiază cu copiii. Deci decât să lucrez în, eu așa cred, parerea mea, decât să lucrez pentru bunăstarea cetățenilor, eu cred că deja de mult s-a început campania electorală pentru prezidențială din noiembrie 2020. Și apropo despre acest lucru, cum crezi, ce se va întâmpla după 1 noiembrie 2020? Se putea forțele pro-european să aibă un candidat comun, cum s-a propus și Andrei Năstase s-a propus din start. Nici atunci nu era garanție că îi câștigau din primul tur. Deci, vedem în noiembrie ce va fi, dar eu rămân pe toate sondaje să arat, nu știu cine le face, să arat că are toate șanse de a mai câștiga un mandat. Sau din primul tur să aibă mai mult voturi, asta deja e clar, dar din turul 2 eu cred că de data asta și sper că nu va mai fi Dodon președinte. Foarte curios și curajos, aș zice, mulți cetățeni ai Republicii Moldova născuți aici și crescuți aici nu au curajul să vorbească așa cum o faci tu. Tu ai cetățenia Republicii Moldova din 2014, ești cetățean cu acte în regulă, de ceva timp poți vota. Da. Ai fost la toate alegerile la care ai avut dreptul să votezi? Da, și locale și prezidențiale. Eu mă bucur că avem asemenea cetățeni moldoveni. Și spune acum, iată, la practic 6 ani de când ai obținut cetățenia, ce înseamnă pentru tine să fii cetățean moldovean? Sincer, pot să zic că chiar m-a ajutat și foarte mult. Dacă din 2004 n-am reușit, nici n-am putut să ies din țara. Așteptam cetățenie, deci eram obligat să stau. Cum plecam din țară, deja procedura era încălcată și nu puteam să mai ies. După ce am primit deja cetățenie, primul lucru care am făcut, m-am dus la Raion, acolo, la mult funcțional. Acolo am depus ce trebuia pentru buletin și apoi pentru pașaport, ca să pot măcar pe câteva săptămâni să mai ies din țara. Și ai călătorit? Da, am călătorit. Chiar am fost de atunci până astăzi în mai multe țări am călătorit. Le descrie cu câte un cuvânt următorii politicieni. Vlad Filat. Curajos. Vladimir Voronin. Comunist. Renato Usatăi. Șașlicar. Mihai Ghimpu. Jurist și avocat la Coloniță. Zinaida Greceanu. Zina Carabina. Carabina, spunea Voronin. E o femeie tot, aș zice, puternică. Să ajungi în politică moldovenească, să rezistă și ca primul ministru, cât a fost și acum președinte de parlament, nu e dat pentru fiecare femeie. Vlad Plahotniuc. Actor. Andrei Năstase. Luptător. Andrian Candu. Și nu șef. Și nu șef.
finul Plahotniuc, cum pot să zic. A, și președinte Republicii Moldova 5 minute. Oh, curios. Ion Chicu. Orgolios. Moftor, cu moftor când vine în fața presii sau în fața Parlamentului, se vede buricul pământul, să zic, expres. Igor Dodon. Trădător. Și Maia Sandu. Încăpaținat. Ce ai găsit în Republica Moldova și nu ai avut în Congo? Poate libertate de exprimare sau curaj. Am fost foarte timid. Dar și libertate de exprimare este curios. Adică aici există libertate de exprimare, în Congo mai puțin, nu, în perioada ce obținare. Aici poți să vorbești și văd și în fața camerelor și... Și dumneavoastră ca jurnalist sau toți ziariști au libertate. Deci e un lucru care în alte țări, în Africa, nu se permite oricui. Descrie moldovenii în câteva cuvinte. Sau cu câteva cuvinte. Solidar, generos. Sar la ajutor orice pas. Lucrul ăsta mai zis la o emisiune, la noi se vorbește despre solidaritatea africană. Fratele tău, adică vecinul tău e ca un frate, dacă vede că ceva n-ai, sare repede, fără să cer ajutor, vine să te ajută. Asta am întâlnit și în Republica Moldova. Deci un popor foarte solidar, să zic. Congo își bazează economia pe export. Da. Dar eu sunt curios, ce ai importat tu din Congo în Republica Moldova? Ce îți lipsește? Părinții. Mama și frații. Dar din valori? Din Congo să aduc aici. Poate curajul populației acolo care când e o răscoală... E pe bune, nu pe e bune, așa. Nu, mimare. Da, nu ne ducem, v-ați speriat, gata. Ați plecat toți acasă, ați șters-o de la piața mare națională. Nu, la noi când se ține, nu suntem de armă sau de altul. Ce înseamnă pentru tine acasă? Acasă e un loc unde te simți în... cum să mă exprim corect, unde te simți în siguranță, unde poți să găsești liniște sufletească. Ce înseamnă pentru tine limba română? E o comoară. Așa cum spune și imnul. Și Serge, ce contează cu adevărat în viață? Cineva spunea bani nu... E un bun, și cum se traduc din franceză în română, un bun necesar, dar nu cel mai important. Necesar, dar nu e un stăpân bun. Deci bani, da, banul te ajută să îndeplinești dorințe, să cumperi și mașini și case una altă. Dar, în primul rând, sănătate, zic că asta e important. Dacă ești sănătos, faci și bani, dar cu banii sănătate nu poți să cumperi, cred eu. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!